10 octombrie. Sfântul cuvios Teofil Mărturisitorul a trăit în secolul al VIII-lea. S-a născut din părinți creștini într-un sat din orașul Tiberiapolis. La vârsta de 13 ani s-a dus în munte la cuviosul Ștefan Sihastrul și l-a rugat să-l primească în viața călugărească. După 3 ani de rugăciuni și ascultare, s-a făcut monah. Sfântul Teofil a trăit în pace până în vremea împăratului Leon Isaurul, pentru că l-a mărturisit pe Hristos și a spus că este bine ca icoanele să fie cinstite de creștini, a fost supus supliciilor și dus în Nicea la judecată. Aici, cuviosul Teofil l-a convins pe judecător asupra cinstirii sfintelor icoane, care i-a dat voie să plece. O vorbă din bătrâni spune că dacă ciorile sunt zgomotoase, va cătea bruma curând. Se zice că nu e bine să dormi când soarele e la sfințit, pentru că vei căpăta dureri de cap.